facem frumos de YouTube. Așa. Gata, Caesar. Gata. Bună ziua. Avem niște scaune strâmbe. Care aveți probleme cu OCD-ul, nu o să vă placă asta cu toate scaunele strâmbe. Ăștia sunt niște scaune, seamănă cu cele de tir, s-ar putea să nu aibă totuși partea de pneumatică, că noi nu am găsit nici reglaj, nici conducte către ele. Ce e că ele se pot muta pe aceste șine, se pot scoate din mașină, sunt reglabile pe toate direcțiile, se pot pune unele cu față în fața altora. Avem și o masă pliabilă, ea se poate muta în spate sau în față pe niște șine, are și un suport dublu de pahare. Aici avem și niște umbreluțe. Perdeluțe, pentru perdeluțe, un suport. Umbreluțe? Da, un suport pentru perdeluțe. Da. Avem lumină peste tot. A? Da. Pe tuburi fluorescente compacte de ăștia, becuri economice de acum 100 de ani. Multe eguri de ventilație. Da, avem și partea de ventilație de dubă, controlabilă de aici. Ea mai are și partea de ventilație a mașinii în partea aia, are și aer condiționat. Presupun că e orice fel de aer ai selectat de acolo, ți-l dă, după aia ți-l distribuie prin aceste guri în toată mașina. Scaunele se pot face un pat, nu? Da, și partea aia din spate cu banchete se poate face pat. Scaunele din față se pot roti în spate ca să iei masa, să joci cărți cu colegii. Na, diferite jocuri de cabană. Ce înseamnă jocuri de cabană? Da, știu. Lasă că le facem pe urmă. Ele nu sunt foarte des rotite și de aia mișcarea e mai greu aia puțin. Avem două cotiere. Vezi, două mânere laterale la fiecare scaun. Presupun că oricum scaunele sunt interschimbabile, poți să-l muți pe cel de la șofer în oricare altă poziție. Avem prize de 12 volți peste tot, sunt în spatele scaunelor, avem și în portbagaj, avem și în față, avem și încălzire cu Webasto, avem încărcător de telefon. Practic mașina este convertită de Westfalia în Germania și Westfalia e un partener al Fordului, eu am cârlig Westfalia pe Mondeo 4, el a venit de fabrică, așa vin echipate. În rest, baza este o dubă Ford Transit. Practic, hai să-i dăm o rot. Practic, eu am zis să facem o paralelă cu mașina filmată de Vlad la băieții cu conversiile de dube. Bine, alea sunt mult mai luxoase, vă dați seama, și mult mai scumpe, dar ăștia se găsesc. Generația asta de Ford Transit e, cum să vă zic, e periculoasă. Această mașină are motorul cu injecție normală, cu injecție veche, nu e cu camerele. Cele cu camerele au probleme mari de tot. Sunt motoarele care au fost puse și pe Fordul Mondeo 3 și au avut destul de multe probleme. Pe Ford Mondeo 3, partea cu injecția camerei, nu le-a ieșit așa de bine. În rest, motorul e robust, are distribuție pe lanț, nu prea face probleme. Nu știu ce să zic dacă ți ajunge pe mașina asta de 2 litri. Na, ele s-au vândut și cu un 2.4, 2.4 ăla are și alte probleme, nu știu ce să zic. Dar fiind un motor diesel, presupun că se pot face modificări, poți să-i pui un intercooler mai mare, o turbină mai mare, niște injectoare mai mari, un soft și cred că îl faci. Euroline este echipare sau ce este? Da, scrie acolo Euroline. Euroline-ul e asta cu vanul ăsta de persoane cu, cu interiorul șmecher. Ele au fost și Transit, nu știu cum i-a zis, Transit Connect sau ceva de genul ăsta, nu duba mai mică, tot duba asta, dar varianta de persoane, dar e o echipare mai săracă. Asta, după cum am văzut, are destul de multe opțiuni la interior. Noi am mai mers cu o mașină similară, dar varianta mai înaltă și mai lungă. Aia avea motorul tot de 2000, dar partea cu injecția aia păcătoasă și pentru aia nu ți ajungea, deci acolo chiar trebuia motor mai mare. La asta, fiind duba puțin mai mică, noi ni se păru că se mișcă destul de bine până ajunsărăm cu ea la platou. Păru că merge. E cam nasol să umbli pe aici, pe la motor. Bineînțeles, este sistemul tâmpit de deschidere de capotă de Ford, dacă e din generația respectivă, cu cheile ăștia tip cui, și se deschide capota de aici. Nu ai foarte mult acces. Presupun că dacă vrei să umbli, trebuie să dai botul jos sau baia jos sau așa. Are un sistem interesant la filtrul de motorină și cel
facelift la care am, cu care am mai mers eu, avea și la, la filtrul de aer același sistem. Are aici o supapă care îți spune câtă presiune, câtă, cât efort face motorina să treacă prin filtrul ăsta. Și are o gradație pe laterală. În momentul în care trece de pe verde pe roșu, trebuie, știi că trebuie să schimbi filtrul. Ca să nu mai stai, bă, s-o fi schimbat, nu s-o fi schimbat, o trebuie schimbat, nu trebuie, îl resetezi de aici. Și după aia când mergi cu mașina, vezi unde, vezi unde ajunge supapa aia. La noi pare că e filtrul schimbat. Pare că e ok. În rest, na, motorul ca pe Mondeo se găsește la dezmembrări destul de accesibil, cred că e în jur de 1000 de lei un motor. Dacă ne trebuie, cutie în 5, manuală. Da, mie mi se pare că îți oferă un confort foarte bun la un drum lung. Eu asta o văd o dubă de, de plecat cu ea în vacanță, nu neapărat de stat în ea. De, da, cu, de și cu copii. Până acolo, da, în confort. Adică să mergi cu 7 persoane, adică 7 ca 7, dar 4-5 mergi în ea extraordinar. 7, na, zici că ori sta mai înghesuiți pe ultima banchetă, dar cele 4 scaune individuale sunt confortul. Da, deci drumuri de făcut în Spania, Italia e extraordinare, presupun. Exact. Și ce e bine că nu, nu sunt foarte căutate. Lumea se bate pe Renault Trafic, Nissanul Prima Star și Opelul, cum eu zice, că e aceeași mașină cu Renault. Pătratele de la Renault, practic, cu 1.9 diesel sau 2.000 diesel mai încolo, și ele au preț foarte mare. La ăștia am văzut că nu prea se uită lumea, pentru că na, e treaba aia cu Ford-ul, cu reputația. Dar în orice caz, mai ai nevoie de loc de bagaje, dai ultima banchetă mai în față. Vrei mai mult loc în interior, corect, o dai mai în spate. Vrei să-i pui deasupra un din ăla de bagaje. Vrei să car ceva, dai scaunele jos, deci exact, găsești, poți să dai scaunele jos, e modulară într-un fel. Da. Hai să vedem și la interior bordul. E urt pe partea. Bordul în afară de scaune este bordul tipic de la un Ford Transit. Avem spații de depozitare peste tot, torpedou, un suport de pahare dublu aici, scrumieră, brichetă, avem ESP-ul decuplabil, încălzire în parbriz pentru că e Ford, da, n-avem treabă cu degivrarea parbrizului iarna, sau în caz că se aburește, se duce imediat. Ceasurile sunt de la Focus 1, avem și aer condiționat manual, aici este partea de Webasto cu o priză suplimentară de, de încărcare. Da, și USB-ul, probabil poți să-i pui și muzică. Bă, sunt din ce an este mașina? 2003. Bă, sau păi, nu, ăștia sunt adăugate. Ăștia sunt adăugate, da, ăsta e în plus, nu-l vezi? Să vede că e în plus. Practic ei au avut chestia asta, unde vine castofonul, asta e toată adăugată. El castofonul de fabrică trebuia să vină aici. Am înțeles, da. Asta e pus în plus de gata, conversii. Acum practic. E din partea de conversii. Dar mai are un suport, cine știe pentru ce o fi. Aici, aici poate venea un ceas. Da, uite aici pentru încă un pahar. Acolo iar în ușă pahar. Sunt în ușă foarte multe buzunare. Da. Uite, aici este suport modern de telefon. Da, cred că la prima groapă. Da. Nu merge. Avem geamuri electrice pe față. Acolo în spate avem doar pe o singură parte ușă glisantă. Da, volanul nu e cel mai frumos volan din lume, dar văd că a ținut bine. Mașina are pe bord 230.000 de kilometri. O să o verificăm și cu automolii, să vedem dacă știe automolii ceva despre ea. Așa. Bine, ați venit la testul de condus cu o dubă Transit cu motor de 2 litri de 100 de cai. Da. Nu o să fie impresionantă pe partea de dinamică, dar e scaunul foarte confortabil. Având și atâtea reglaje, avem și aceste mânere închide pe ambele părți. Să avem sunet. O să închidem și geamurile. Stai să vedem să nu-mi dea mie ăsta în microfon. Așa. Ia, din păcate, din ce văd eu, e destul de zgomotos motorul ăsta, dar na, fiind un diesel de generație mai veche și fără injecție common rail, vă dați seama că e un pic mai zgomotos. Probabil se poate antifona puțin mai bine capota ca să fie mai puțin deranjant. Schimbătorul ăsta e un pic industrial, dar na, până la urmă suntem într-o dubă. El schimbă bine deocamdată, mai au obicei cutiile ăștia de Ford să se mai strice, dar nu
foarte des și în caz că se strică, practic intră mai greu într-o viteză. Cum ați văzut că am pățit la C-Max-ul ăla de nu prea mai intră într-a doua, am așa ieșit la tranzituri. În rest nu au probleme în caz că tractez cu ele sau așa, nu se strică cutiile, sunt destul de robuste. Mașina văd că merge cât de cât, dar e și goală până la urmă, dacă ar fi încărcată la capacitate, ea zice că poate să care 2,9 tone, este masa maximă autorizată. Vă dați seama, 2,9 tone le mici mai greu cu motorul de 2 litri. Acum dacă vroiai motor mai puternic, era oferit. Parasolarele sunt foarte mari, bineînțeles, fiind și parbrizul mare. Nu știu să zic, eu îmi imaginez că poți să faci cu asta miile de kilometri, pilot automat, văd că n-avem, din păcate, dar în rest, probabil se poate monta. Dacă îi montești un pilot automat, nu mai ai treabă cu nimeni. Dai mânerele jos și stai așa pe mânere tot timpul. Nu ai treabă. Nu o să facem traseul de test drive prea lung, că nu e cea mai interesantă parte a acestei mașini. Eu sunt mai curios să văd ce găsim pe sub ea, cum o sta cu rugina, că Fordurile mai au obiceiul să mai ruginească și cum mașina asta e de Germania, e predispusă la așa ceva. Are pe turometru, are o zonă verde între 1500 și 3000 de ture. Probabil acolo e turbina în plaja ei de turații. Și e bine să stăm acolo pentru un consum cât mai bun. Nu avem computer de bord decât ceas și kilometraj. Ne mai lipsesc niște butoane, un buton blanc aici, mai sunt două butoane blanc în partea asta. Presupun că sunt altele cu opțiuni mai multe. Nu avem încălzire în scaune, probabil din cauza că avem încălzire pe Basto. Dacă tot am prezentat această mașină, ne-am gândit să verificăm și seria pe Automoli. Aveți link în descriere cu reducere, cu cod de reducere 20%. Și cam așa arată, noi v-am mai prezentat. Suntem sponsorizați de ei. Și noi verificăm mașinile care ne vin la prezentări, bine, în afară de cele noi, că nu are rost, ce luăm nou de la reprezentanță, nu are rost să verificăm. Dar ce sunt vehicule second, noi le verificăm vinul. În general, așa arată preverificarea, asta e partea gratuită a verificării, da? Și dacă vedeți că ea costă 18 lei, cel mai probabil nu conține foarte multe date. La acești 18 lei se poate pune codul de reducere pe care îl găsiți în descriere, îl introduceți în partea asta unde ziceam un cod de reducere și vă mai dă 20% reducere. Dacă aveți de gând să verificați mai multe mașini, bifați această căsuță și vă mai dă încă un bon de reducere unde de 40%, leu, da? Ăsta cu un ron. Uh-huh. Și cumpărați ăsta cu 80 de bani, de fapt, că din acest un ron mai aveți și 20% reducere de la noi și o să vă coste cu totul 15 lei. De 15 lei aveți și reducere 40% de la următoarea verificare, da. Și primiți un raport. Raportul vedem imediat ce arată cam așa. Raportul ne spune că este Ford Transit din 2003-2004, motor de 2100 de cai, dacă a fost de fabrică de asta dubă multiscop, cum să zic, mixt, vehicul mixt probabil vrea să zică, dacă este Euro 3 mașina. Și apropo, cu Euro 3 mașina, vezi dacă poți să filmezi bulina aia verde din geam de acolo, descrie 4 pe ea. Uh-huh. Deci bulinile alea descrie 4 sau 3 sau 2 ce scrie pe ele. Ăla nu este norma Euro a vehiculului, ăla este clasa de emisii. Cele cu 4 și cu verde sunt că mașina scoate emisiile corect, mașina poate să fie și non-Euro, deci nu e asta o problemă. Dar că le scoate corect. Dacă este galbenă cu 3, înseamnă că are niște probleme care trebuie remediate, de-aia mai poate încă să circule. Cele care sunt cu 2, cu roșu, trebuie remediate problemele imediat, altfel nu m-au voie să mai circule. Era o treabă la noi în anii trecuți cu bulinele galbene. Oamenii cumpărau mașini din partea elaltă cu probleme pe la motoare, pe la turbine, pe la EGR-uri, care nu mai scoteau bine emisiile. Cei din Germania, normal că o vindeau mașina, dacă era o mașină destul de ieftină, n-aveau bani să o repare acolo,
și o vindeau. Tu când o cumpărai, dacă întrebai ce e cu bulina aia galbenă în geam, îmi spunea Euro 3 mașina, de aia scrie 3, cu galben acolo, dar nu e așa. Așa. Avem verificarea în bază de date cu furturi. Vehiculul nu figurează ca fiind furat. Practic asta noi vedem și gratuit. Da, în partea asta, în verificarea gratuită, cum scrie aici sus, noi vedem. Da, verificare vin gratuită. Și ne spune clar, istoricul verificărilor, baza de date cu autovehicule furate e cu verde. Dacă era vreo problemă, era cu roșu. Deci practic asta vedeam gratuit până să plătim. Și practic cu asta se diferențiază automolii de celelalte site-uri de pe piață, pentru că vezi înainte pe ce dai banii. Cam asta este ideea. Am explicat? Da, tot mai explicăm, nu e problemă. Da, ne spune că ea a fost făcută în 2004 întâia, da, și că are 17 ani și 9 luni, e bine că ne faci și calculul până la să ne doară capul de la matematică, da, istoric de evenimente nu există, da, nu figurează în baza de date și avem codurile, opțiunile după coduri, da, de ne spune ce tip de motor este, în caz că vreți să cumpărați o asemenea mașină și vi se spune, da, domnule, motorul ăla bun cu injecție normală, trebuie să scrie așa, da, durator DI, injecție directă, cele TDCI sunt cele cu camerele care m-au probleme și poate o să încerce cineva să vă vândă una din aia, să vă spună că e motorul bun, puteți să verificați cu automolii, vedeți exact opțiunile care au fost de fabrică. Da, avem că are cutie manuală în 5 trepte, că e cu volan pe stânga, da, și că are tracțiune pe față, deci nu a fost schimbat volanul de către Betty de pe dreapta. Da, ea este, că este Euro 3, că are aer condiționat manual și putem să mai vedem durația finală din diferențial, cum vă mai explică Vlad cu diferențialele. Deci vezi, ea nu a avut de la de remorcă. Ui, de remorcare de fabrică, nu a avut. Uite, el se vede că este pus ulterior. Am înțeles. Da. Uite, poți da seama de niște lucruri. Da, practic dacă tu vezi că ea a avut de fabrică, mai era o treabă, de exemplu, la X5-uri era problema asta. Ei trăgeau cu ele, le nebuneau, pe urmă le dea cărligul jos și spunea, doamne, nu s-a tras niciodată cu mașina, nici n-a avut cărlig. Tu uitându-te aici o să vezi, doamne, i-a avut cărlig, unde e cărligul? Că da. E clar că s-a dat jos cu un scop, nu ori să-l vândă separat, ori, na. Și istoricul verificărilor a fost verificat doar de noi astăzi, n-a verificat-o nimeni înainte. Deci cam asta e treaba cu verificatul pe automoli. Dacă aveți nevoie, găsiți link în descriere, găsiți cod de reducere 20%. În limita 1000 de verificări, noi nu știm. Da, primele 1000 de verificări, acum, nu știm câte. Dacă vi se întâmplă de nu mai merge codul, ne spuneți și poate mai vorbim cu ei, poate ne mai dau și alte reduceri. Am rabatat bancheta cea mai din spate. Se scot aceste tetiere, se dă bancheta asta, patul ăsta se dă la maxim în față, se dau și scaunele tot așa în față. Și se rotesc invers și ne mai vine încă o bucată aici și mai continuă patul cu încă un segment. Deci practic se face toată mașina un pat. Dorme aici, ăsta e foarte, foarte confortabil, da. Foarte moale. Spațiu de jos, cu e dita mai spațiu. Avem de spațiu depozitat. Pentru depozitat așternuturi sau bagaje, ce ne mai trebuie. Da. Avem aceste buzunare ca de olsit aici, avem spații de depozitare peste tot, suportul de pahare, avem lumini. Da. Eu zic că destul tot, de frumos, da. Făcută. Toate condițiile pentru o seară romantică în munții Parâng. Tradițional, așa. Tradițional, da. Da. Hai să ne băgăm sub mașină să vedem ce găsim acolo, că acolo ar trebui să fie mai interesant. Bine ați venit sub un Ford Transit din 2003. În partea de sub el nu mai contează ce echipare avem în interior, pe sub ele sunt toate egale. În canal sunt toate egale. Avem un sistem de suspensie destul de simplu. Este sistem ca la mașină McPherson. Practic, ăsta e brațul în 3 puncte în partea de jos. Avem bileta pentru bara stabilizatoare, bileta antiruliu. În partea de sus sunt arcurile și telescopul. Pe față are arcuri normale, pe spate are foaie de arc. Bucăți mari de fier, destul de robust construită. Cadrul motor. Motorul cu baie de tablă. Deci în caz că dăm cu ea, se deformează, nu se sparge ca o baie de aluminiu. Planetarele. Că avem tracțiune față, tranziturile au fost făcute și cu tracțiune spate și 4x4.
Dar acesta este cu tracțiune față și e bine că are un comportament mai apropiat al unei mașini normale, dar nu unui autoturism. E acces la electromotor în partea de sus, în caz că avem vreo treabă cu electromotorul. Uleiul, avem termoflotul aici și filtrul de ulei. Ăsta e vestitul termoflot în caz că îți face ulei, îți bagă ulei în apă sau apă în ulei. E posibil să fie din termoflot. La mașina asta e foarte ușor de schimbat, văd care câteva șuruburi, e la îndemână, nu e nicio problemă. Ăsta e intercoolerul, deci în caz că vrem să-i mărim puterea motorului, putem să înlocuim această piesă, punem unul de racing imediat. E bine că e la îndemână, probabil că ar fi bun și un scut, în caz de iei vreo, dacă te bași cu ea mai pe off-road, așa. În orice caz, componente mari, destul de sănătoase. Asta e, pe aici pe undeva trebuie să fie sirocou. Uitați aducțiunea de aer. Vezi, pe aici trage aer pentru încălzire. Și sirocou probabil... probabil că e băgat în cutia asta. Da, 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 uite. Asta e toba de la sirocou. Dar fii atent cum au scos-o. Foarte ciudat. Vezi? Aici este, aici e toba de la sirocou, vezi, tobița asta mică e toba de la sirocou și au scos evacuarea în partea ailaltă. Uite ce, ce chestie, de-au dus toată țeava asta dintr-o parte în alta a mașinii. Vezi, ăsta este aerul condiționat pentru spate, ăștia sunt țevile de freon care duc în spate. Interesant, asta aici ce este? Ăla e rezervorul. Aoleu, motorină. Ui, este? Este o țără rezervor. Este ceva, nu da. Nu se încurcă. Da, da? E, și aici presupun că e filtrul de polen sau ce-o fi aici. Ia că n-am mai văzut așa ceva până acum. Ce-o găsi? Stai așa că să și stai. Unde? Că... este un capac deasupra noastră cu clipsuri. Sunt foarte curios să văd ce aici. Dacă am putea să-l desfacem. Dacă nu... Rămânem cu curiozitate. Ia uite. Sau ne explică oamenii. A, ce? E timoneria. Ia uite. Ia, aici vine schimbătorul. Vezi? Stai puțin că e interesant. Asta nu vedem în fiecare zi. Da, ia vezi cum postul să filmez. Așa. Deci asta e timoneria. Practic bățul ăla, schimbătorul de viteză e conectat aici în partea de sus și ăștia sunt cablurile care duc în față la cutie. Uh-huh. Și ele se pot desface de aici, regla și gresa până la urmă. Foarte interesant. Eu cred că e vreun filtru de polen. N-am mai văzut la nicio mașină așa ceva. Uite și acum, uite, se închide și se pun clipsurile ăștia la loc și gata. Foarte tare. Aici avem catalizatorul, după el sunt tobele, mașina nu are filtru de particule, ele au venit echipate mai târziu cu filtre de particule. Bă, se ține foarte bine mașina, mă așteptam la mai multă rugină sau ceva, e foarte ok. Nu are treabă, e și bine, e și antifonată. Păi este din fabrică, presupun fabrică, că nu că e fabrică, da. Mașina e foarte bine, ziceai tu de Ford-uri cu rugina, dar eu să știi că Ford-uri prea ruginite n-am văzut. Da. Alte mărci sunt campioane aici. Da. Mărci mai de renume, hă? Mărci mai de renume, da. Mercedes-ul mare obiceiul. Da, aici este... Au scăpat de obiceiul ăsta prost. Au făcut... Le-au dat cu... Aici cu este alimentarea de la sirocou. Asta e pompa de motorină de la sirocou. Mm-hmm. Vedem că trage din rezervor motorină. Da. Cablul de la frâna de mână se duce spre spate. Tobele sunt protejate. A, astea sunt protecții pentru tob. A, că da. Termică. E protecție termică să nu încingă uite, nici podeaua, nici rezervorul. Păi asta e rezervorul. De plastic. Rezervorul, nu-i da. Place. Da, ce interesant. Și asta este fier, nu e ceva aluminiu, nu? Da, ar trebui să protecția, fie... Protecția mă refer. A, protecția? Da, din păcate e de fier. Ar fi trebuit să fie de aluminiu, dar probabil... că era mai scump sau mai greu de făcut din aluminiu și am făcut-o din fier. Dacă i-au zis că rezistă, uite, practic dacă nu e ruginită... Păi, din 2002, ce să mai e? Că are 20 de ani, exact. Rezistă. Am muncit destul. Da, uite, nu e ruginit, nu e... mai duce încă 20 de ani. Da, nu avem treabă. Avem pe spate sistem de suspensie destul de primitiv cu arcuri pe foi. Probabil că era bine dacă făceau la varianta de persoane altfel de sistem. Păi de ce? Cu ce... Era mai rafinat. Arcurile pe foi sunt foarte bune pentru că distribuie greutatea pusă pe două puncte. Practic are un punct de prindere aici cu o bucșă și unul la fel în partea din spate. O să-l vedem și pe ăla când mai avansăm pe sub mașină. Și toată greutatea e transferată din punte către
mașina în două puncte. Așa, dacă noi aveam arc, arcul se prinde numai într-un singur punct și mai face probleme. Ăștia sunt tamponele de suprasarcină, deci practic dacă tu comprimi arcul ăsta foarte mult și vine puntea asta în sus, să nu lovească fier în fier, are un tampon de cauciuc. Opritor, aici, cum un opritor de cauciuc. E tampon de suprasarcină, zice. Pe aici ce avem? Ăștia sunt conductele de frână, de repartizează frână către puntea spate, frâna de mână, pe spate avem tamburi, este un cârlic destul de interesant și de robust, e prins în lonjeroane, avem roata de rezervă sub mașină, care aveți roata de rezervă sub mașină, asigurați-vă că știți să le dați jos și că se mai dau jos, că de obicei ruginesc foarte rău sistemele de prindere și unele sunt și foarte ciudate. La o altă dubă e o gaură lângă ăsta de la ușă, cum îi zice, încoietoarea de la ușă. Să știi că aici ai avea probleme dacă ai face pană. Exact, cum mai desfaci ăștia, nu știi să umbli la ele, nu știi de unde să umblă, e cam da, probleme. Noaptea pe undeva, pe o autostradă. Exact, e mai bine să fii pregătit, să știi să umbli cât de cât cu ea și, în general, tot așa, verificați-vă roțile de rezervă. Uite, asta este un cauciuc nou, e un Goodyear, are ăștia din turnare, bucățele de cauciuc din turnare sunt pe ea, adică nu a fost montată niciodată. Vă dați seama că cel mai probabil e trunchi, adică nu știu ce mai faci cu roata asta în caz de urgență. Ea pare că e umflată, probabil s-a ocupat cineva de problema asta. Vino să vezi prinderea din spate de la arc. Aici e prinderea din spate de la arc. Pe aici mai sunt niște bucși. Trebuie să ne uităm și la ele să fie în stare bună. Vezi sistemul de aer condiționat pentru spate sau ăsta? Nu cred că e, cred că e apă. Nu e aer condiționat, e apă. Deci are încălzitor în spate. Are un radiator de căldură și în partea din spate. Da? Păi, îți dai seama, să aducă așa de mult căldură până în spate, nu putea să ducă numai aer. Trebuia să aducă și apă caldă. Foarte interesant făcută. Da, cârligul e prins de lonjeron, uite să vedem partea asta de sus. E tamai fierul de o jumătate de centimetru grosime. Iar bila din spate de la cârlig are 3 puncte de reglaj. Se poate monta mai sus, la mijloc sau jos. Ea e montată la mijloc acum. Practic, în funcție de ce remorcă trageți, e posibil să vă fie mai bine să stea remorca mai dreaptă, să nu vă ridice nici mașina de spate, nici să nu stea plecat. Și avem priză de remorcă cu, cu dinți mulți. Da, asta este cârligul. Aici e priza de remorcă. Da, cu pin mulți. Și asta se poate muta. Bila asta se poate muta mai sus sau mai jos. Nu înțeleg cum avem nevoie. Da, foarte interesant. Senzori de parcare presupun că nu avem, dar se pot monta. Decât dai o gaură, dai găuri în bare și montezi. Avem dita mai haionul. În caz că plouă, putem să stăm la adăpostul lui. Da. Oricum prețurile nu sunt foarte mari, cam pe la vreo 3000 de euro găsești o asemenea mașină. Eu zic că nu strică, mai ales dacă ții cu motor de 2000, să nu ai problema cu impozitul foarte mare. Să o ai pentru câteva ieșiri așa pe an, să mergi în confort mai bun. Eu zic că e ok. Păi da. Mai ales dacă ești genul de om care îi place să iasă în natură, mai bine mergi cu asta decât cu o mașină mică. Corect. Bun, mai e ceva de spus? Păi cam așa. Dacă v-a plăcut Fordul nostru Euroline, spuneți-ne ce fel de dube ați mai folosit, ce ați mai văzut. Acum, na, vă dați seama că nu se compară cu alea foarte scumpe sau foarte moderne, dar eu zic că pentru vremea lui și câteva mii de euro este chiar extraordinar. Ce să mai... Acum, cum ne facem concediile prin tot felul de destinații la depărtări mai mari, eu zic că și depărtări de oameni. Și depărtat de oameni, exact. Da. E foarte bun. Bun. În alta, ăștia de Facebook, de YouTube, de Instagram, vedeți cu Vlad, cu Instagram, cu Betty, găsiți în descriere. Like, share, subscribe. Bye, bye. Așa, la revedere.